plecați în concediu. A, păi și atâta timp tu n-ai spus nimic, puteam să facem party. Păi și ce crezi că facem acum? Super, eu o să fac cocktailuri. Am văzut eu la ai mei cum se face. E mă ocup de pizza. Știi să faci pizza? Pe bune? Nu, dar știu să comand pizza la telefon. Atunci eu voi fi DJ-ul. Cine-o fi? Surfindul zei tăi? Mai nu bat la ușă. Stați calme, că știu cine e. Super! Încep să vină și băieții, dar e singură? Unde sunt prietenii? Sunt singur. Eu am venit aici cu un scop, nu la distracție. Ce faci cu astea? Eu l-am chemat ca să mă vopsesc la păr. Ce? Te vopsești la păr? Dar nu ați mai deschis să nimic drastic. Da, înțeleg, dar de ce l-ai chemat pe el să te vopsească la păr? Eu sunt specialista, o vopsesc pe maica mea, sora mea și încă două vecine. Iar eu sunt hairstylist în devenire, da? Fac cursuri. Oricâte cursuri ai face tu, tot nu poți să fii mai bun ca mine. La teorie poate te pricep, dar nu mă pricep la practică. Dacă vrei neapărat, uite, îți dau o perucă să te joci de-a vopsitul. Fată, eu uiți mult părul ăsta. Potoliți-vă, gata. Dacă te alege pe tine, sper că îți va plăcea să fii vopsită cu orice, fiindcă ea nu are alte ustensile. Deci, Cami, eu vreau să te vopsesc la păr. Ba, eu te vopsesc, fiindcă am studii și ustensile profesionale. Nu puteți lucra în comun? E ca și cum ai cere lui Michelangelo și Donatello să lucreze pe aceeași pânză. Nu, fiecare cu pânza lui. Cami e prietena mea, deci mă va alege pe mine. Ok, gata, m-am decis. Andreea, ești prietena mea cea mai bună. Știu că ești pricepută pentru că le-am văzut pe mama și pe sora ta. Răzvane, știu că ești priceput pentru că te pasionează hairstyle-ul și faci cursuri și îți investești toată alocația într-o sata minune. Dar nu vreau să renunț la niciunul din voi. Așa că îmi doresc ca de data asta să faceți o excepție, să îmbinați teoria cu experiența, să lucrați cot la cot la cea mai mare capodoperă a voastră, adică eu. E bine, pace, hai să vă văd cum vă îmbăcați. Vine francez la mine și mă întreabă, do you speak English? La care eu, no, but I speak an excellent French. Eu nu prea am înțeles poanta. Cum adică? Adică francezul, mă rog, nu înțelegi. Ups, time is up. E de la lumină? Sau mă dor pe mine ochii? Că văd portocaliu. Ce ups? Ce înseamnă ups? Și de ce e părul portocaliu? Ți-am spus să mă lași pe mine să te vopsesc la păr, dar tu no, să mă vopsiți amândoi. Suntem la fel de vinovați ce ai fi făcut tu mai breaz. Dă-mi coace vopseaua aia și niște apă pentru oxigenare. Vă scot eu din bele. Eu zic să... Ce bine, mă speriasem toată. A fost doar un vis urât partea cu portocaliul. A fost doar un vis urât și portocaliu. Mie îmi spui, eu sunt lac de transpirație. Bravo, Andreea, într-adevăr, e specialistă. Ce să zic, noroc că ai avut trusa mea de ustensile. Da, noroc și de tine, dar să nu uităm că eu sunt artista. Tu ai făcut o gafă, iar eu am rezolvat-o, da? Ce bine când totul se termină cu bine. Deși simt o mâncărime a pielii, mă usură puțin. Hai, pieptănați-mă! Repede! Aduceți un lighean cu apă rece! Aduceți și niște prosoape noi și spirit! Repede! De ce? Ce se întâmplă? Nimic! Tu doar stai și uită-te pe revista asta. N-arată chiar așa de rău. E la modă să porți căciulă vara. Eu am plecat. Nici nu se observă. O perioadă până își revine. Și mai bine să porți căciuliță, care e chiar drăguță, nu-i așa, fetele? Ba da! Eu am acasă niște șapcuțe mișto, de diferite culori. O să ți le aduc. Da, da, și eu am niște batice moderne. E chiar trendy, trendy cu accente fancy. Ce pot să mai zic? Mulțumesc! Astăzi e ziua noastră. Astăzi vom învinge echipa fetelor din elită.
Dar ce cu fețele resemnate pe voi? Așa spui în fiecare semestru și de fiecare dată ne bat. Noi luăm cu trofeul fair play, iar ele pleacă cu cupa școlii acasă. Și asta pentru că faultează în continuu. Joacă mult mai agresiv decât noi. Da, iar fluirea ține cu ele și nu fluieră fault. Așa este. De data asta ar trebui să faultăm și noi. Dacă ne pun o piedică, punem și noi. Dacă împing la semicerc, împingem și noi. Dacă vă război, război să fie. Nu. De câte ori mai trebuie să vă repet? În sport, important e să fii fair play. Eu credeam că e important să câștigi. Vreau premiul, excursia de o zi cu foile la Sinaia. Crezi că eu nu vreau la Sinaia? Să urc pe munți, să fac drumeții, să respir aer curat? Dar nu putem renunța la fair play. Ce faceți? Vai, dragul, tot cu tricolurile astea albi intrați pe teren? Atât de simple. Bibi, te rog frumos să părăsești vestiarul nostru. Am venit doar să vă încurajez, așa, ca între colegi. Bine, acum lasă-ne să ne concentrăm înaintea meciului. Nu uitați, faptul că vă batem la meciurile directe în fiecare semestru nu înseamnă că sunteți mai proști decât noi. Înseamnă doar că noi suntem mai bune. Îi rup picioarele în grupate astea dacă mai prind pe teren. Nu mai suport. În sfârșit, te-ai luminat și tu. Pet, tu ești capitanul nostru. Facem cum spui tu, fair play sau nu? Gata cu fair play-ul. Intrați la rupere. De când așteptam momentul ăsta? Ce crezi, dragă? Mă lasă să joc handbal cu poșeta pe umăr? Cum să nu? Frăile ne lasă oricum, că ține cu noi. Putem să jucăm și pe tocuri, că tot noi câștigăm. Dragă, dă-mi te rog rujul, că eu nu intru nemachiată pe teren, da? Nu vreau să apar în poza de la final cu cupa în mână nemachiată. Auzi, cum e vremea la Sinaia? E soară. Vom avea nevoie de ochelari de soară. Sper că s-a deschis un mod și în Sinaia, că nu vreau să rup tocurile pe cine știe ce munte. Când mă gândesc că amărâtele alea cred că au o șansă contra noastră, ea nu știe că Frăilean ne preferă pe noi. Doar nu se meargă cu ele la shopping. Frăilean ne preferă pe noi, că doar a fost și ea tânără. Ce face echipa mea? Suntem gata. Haide să le umilim pe demodatele alea. Cinstit, va trebui să trișăm. Atâta timp cât noi câștigăm, e corect. Ce idee ai? Uitați-vă la dublul acesta, dar nu-l atingeți. Să nu-mi spui că sunt anabolizante sau steroizi. Nu, drag, e praf de scarpinat, de la magazinul de fars. Un praf alb pentru zile negre. Excelentă idee, unde trebuie să mă dau cu el? Nu, tu, dragă! Trebuie să-l presărăm pe prosoapul echipei adverse. Și astfel, când vor veni la pauză să se șteargă de transpirație, se vor scărpina tot meciul. Dar cum îi plantăm în vestiarul lor? Nu o să ne lase pe noi din echipa adversă să ne apropiem. M-am gândit și la asta. Am eu un spion care se poate infiltra ușor, fără să dea de bănuit. Și e sigură că ne va ajuta? Pe mine n-are cum să mă refuze. Nu vreau, lasă-mă! Hai, te rog, ajută-mă! Nu vreau să mă implic. Asta e un război între fete, n-am eu treabă. N-ai face asta pentru mine? Nici dacă îți promit că ieșim la un film? Ba da. Eram sigură. Tu plătești biletele. Fie, le plătesc. Și sucurile, și floricelele. Și-mi dai și niște bani acum, știi? Ca să fiu sigur. Na, ia bani, mercenarule.
Care-i planul? Intri în clasă, o vrăjești pe colega noastră care se ocupe de echipamente și o scățăpa. Eu intru și le dau praf de scărpinat pe prosop. Iar când el o să iasă de la duș... E ca și făcut. N-are cum să mă refuze. Te rog, nu vreau. O secundă din timpul tău prețios acordă. Nu am timp acum, vorbim după meci. Dar eu nu mai rezist să spun că ești o stea căzătoare pe bolta inimii mele. Stelele căzătoare sunt niște meteoriți care au foc în contact cu atmosfera. Adică mă faci meteorită? Nu, uite ce am spus. Vroiam doar să te întreb, unde-ți sunt aripile? Ce aripi? De pastere sau de insectă? De muscă, de țânțar sau de livelulă? Aripile de înger vreau să zic. Uite, altceva vreau să-ți spun. Văd marea în ochii tăi. Care mare? Nu știu, să zicem Marea Neagră. Marea Neagră e oribilă, are tot felul de alge și gângănii care te pișcă pe sub apă. Să nu mai vorbesc de meduze. Bine, las-o naibii de mare. Vreau doar să te invit să ne plimbăm. Unde? Pe culoar? Pe culoar mă plimb toată ziua, plus că acum e proaspăt spălat și strigă femeia de servici după noi că lăsăm urme. Oh, mai nebunit. Vreau doar să-ți spun că te plac. De ce nu spui așa de la bun început? Eu nu. Nu ce? Eu nu te plac pe tine. Nasul tău are o problemă, în rest ești băiat de treabă. Ce are, mă rog, nasul meu? Ești prima fată care mă refuză, trebuie să știu. Dacă îți spun pleci, are un fir de păr imens. Mă ajut și pe mine să-l scot? Of, hai la baie la urmă. Oribile tricou. Cum a mers planul? Ai pus praf de scărpinat pe prosoape? Mai rău, le-am pus direct pe tricourile de schimb. Bună treabă! Bravo, îți dai seama când își vor pune tricourile pe aici o să se mai scarpine? M-aș mira să mai vină în repriza a doua. Probabil vor abandona. Hai să facem și noi salutări echipe de handball. Puneți toate mâinile aici strigate. Wow! Acum arătau tricourile pe care ai turnat praful de scărpinat. Nu erau cumva ca astea de pe noi? Ce ai făcut? S-a dus Sinaia noastră.